Distracție periculoasă pe un lac înghețat din Brașov. Mai mulți copii au fost observați cum se jucau hockey în timp ce la marginea lacului gheața era crăpată. Iarna, lacul Noua devine cel mai mare patinoar din Brașov, iar mulți vin să se plimbe ori să se dea pe patine. Autoritățile îi atenționează însă pe locuitori să fie atenți, deoarece stratul de gheață s-ar putea rupe în orice clipă, având în vedere temperaturile de peste 0 grade din ultimele zile.